În luna noiembrie, elevele de clasa a 6-a, respectiv a 7-a, vor fi vaccinate împotriva virusului HPV. De această dată se va desfășura o campanie foarte bună de informare, tocmai pentru că atât părinții cât și elevele să știe în ce constă acest vaccin de prevenire a cancerului de col uterin și dacă se expun anumitor riscuri. Facilitarea distribuirii materialelor informative legate de prevenirea cancerului de col uterin, vaccinarea împotriva virusului HPV, da? E vorba acum de elevele din clasele a 6-a și a 7-a, în luna noiembrie. Inițiativa aparține tot Ministerului Sănătății. În acest sens se vor distribui materiale de informare pentru profesorii dirigenți, seturi de broșuri pentru părinți, materiale cu întrebări și răspunsuri pe această problemă și postere.